Imagini ce par șocante au fost transmise live pe Facebook aseară târziu dintr-o mașină de lux închiriată pentru o nuntă. Mai mulți tineri s-au lăudat cu arme și muniție de război fără să se gândească la ce îi așteaptă. Colega mea, Loredana Salomia, știe exact ce s-a întâmplat. Bună ziua, Loredana, ești în direct. Bună ziua, Elinca, bun găsit, doamnelor și domnilor. Totul s-a întâmplat aseară după ce polițiștii din orașul Țăndărei s-au autosesizat. Concret, mai mulți indivizi au transmis live pe o rețea de socializare imagini în care prezentau mai multe arme ce păreau a fi periculoase. Astfel că polițiștii au deschis un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și s-au deplasat de urgență la fața locului. Când au ajuns însă, au constatat că era vorba despre un eveniment privat în desfășurare, concret o nuntă. I-au identificat pe bărbații care au transmis imaginile, iar mai apoi i-au condus la sediul de poliție pentru audieri. În momentul în care au intrat în posesia armelor, oamenii legii și-au dat seama că era vorba despre arme de recuzită din plastic, ce făceau parte din recuzita firmei organizatoare de evenimente, pe care nuntașii ar fi contactat-o pentru a închiria o limuzină. Însă acestea se aflau în mașină și astfel că indivizii au decis să se filmeze cu ele în timp ce le încărcau și le descărcau pe rețelele de socializare. Deocamdată acestea au fost informațiile. Ilinca, înapoi la tine. Mulțumesc, Loredana. A fost răzbunare sau neatenție? Este întrebarea la care trebuie să răspundă polițiștii după un incident uluitor produs în trafic de o șoferiță din Iași. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum mașina condusă de tânără circulă în paralel cu motocicleta. Apoi șoferița trage brusc stânga de volan. Bărbatul care era pe motocicletă a fost proiectat într-o altă mașină care circula regulamentar din sens opus. Bărbatul a suferit răni ușoare și susține că ar fi fost lovit intenționat. Motociclistul a postat pe internet imaginile și cere să îi se facă dreptate. Polițiștii de la rutieră au deschis o anchetă. Urșii din țara noastră au ajuns să fie vânați pentru trofee sau pentru că mai nou sunt considerați un pericol social. Însă nimeni nu pare să facă ceva pentru a-i proteja în habitatul lor. O situație halucinantă s-a petrecut în județul Neamț. Acolo un urs a agonizat mai bine de 12 ore, prins într-un gard doar pentru că primăria nu avea contract cu o asociație de vânătoare care să tranquilizeze animalul. Colegul meu, Adrian Jătăreanu, este în direct cu detalii. Bună, Adi! Exact ce s-a întâmplat? Bună ziua, Elinca! Bun găsit tuturor! Animalul sălbatic, cel mai probabil în căutare de hrană, a coborât din pădure în localitatea Ceahlău din județul Neamț. S-a apropiat de o gospodărie, a încercat să sară gardul, însă a rămas înțepenit într-un gard de sârmă ghimpată. Alertați de urletele ursului, oamenii care locuiau în zonă au sunat la 112. Într-o astfel de situație ar fi trebuit să intervină în mod normal acea echipă desemnată la nivel local, conform acelui ordin de ministru dat în urmă cu mai bine de 2 luni, însă, spre marea surpriză, acea echipă nu exista. Primarul din Ceahlău și-a dat seama că nu are un contract semnat cu o asociație de vânătoare, astfel că nimeni nu putea interveni în acest caz. Timp de 12 ore, ursul a zăcut în chinuri groaznice acolo, în sârma ghimpată, timp în care primarul s-a chinuit să găsească o asociație de vânătoare cu care a reușit într-un final să semneze în regim de urgență un contract. Un vânător a ajuns în zonă, a reușit să tranquilizeze animalul sălbatic, iar un medic veterinar l-a consultat și a dat seama că ursul nu are răni care să-i pună viața în pericol. A fost scos din gardul de sârmă ghimpată și mai apoi eliberat înapoi în pădure. O situație asemănătoare s-a întâmplat și în urmă cu aproximativ 3 săptămâni în localitatea Bicaschei, tot din județul Neamț. Atunci un urs de aproximativ 300 de kilograme a rămas blocat într-un gard de sârmă ghimpată și atunci, din cauza bâlbâielii autorităților, animalul sălbatic s-a chinuit ore bune în gardul de sârmă ghimpată până când a fost tranquilizat și mai apoi eliberat în pădure. Atât momentan despre acest subiect. La revedere! Mulțumesc, Adi! Aproape 3 milioane de elevi au revenit astăzi la școală după ce timp de un an și jumătate au fost nevoiți să învețe în sistemul online, considerat un dezastru chiar și de Sorin Câmpea, anul ministrul educației. Elevii au pășit pe poarta școlilor cu flori în brațe, însoțiți de părinți, așa cum este firesc să se întâmple. La o școală din județul Ilfov, profesorii și părinții s-au asigurat că noul an începe mai mult cu speranță și zâmbete decât cu griji, așa că au organizat o ceremonie deosebită pentru copii. Colega mea, Dana Luțu, li s-a alăturat încă de la primele ore.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată ce atmosferă frumoasă este aici la o școală din Corbeanca, cu multă emoție, bucurie. Copiii și-au reluat activitatea. Bună! Cum e la școală? Cum e prima zi de școală, copii? Uitați-vă frumos, foarte frumos la ce școală. Clasă sunt? Eu sunt în a patra, suntem în a patra și sunt foarte fericit că a început școala. Tu nerăbdător să-ți vezi colegii? Da, am așteptat toată vara să-i văd. Ia și fetițele, ia și fetițele. În ce clasă ești? În clasa întâi. Și? De-abia aștept să-ți cunoști colegii, să fii în bancă, nu? Da. Te-ai îmbrăcat frumos? Cine te-a îmbrăcat? Mami. Mami. Cu multă emoție, bucurie și spuneam noi cu respectarea regulilor. Doamna director, văd că anul acesta au venit și părinții. Spuneți-ne mai exact dumneavoastră. După foarte mult timp ne reîntâlnim aici cu părinții. Spun eu că deși atmosfera este una de veselie și de exuberanță, se poate vedea că toată lumea respectă regulile, adică distanțare și măști, până și copiii care ar putea rămâne fără măști în spațiul deschis și ei au ales mulți dintre ei să poarte mască. Spuneți-ne, sunteți nerăbdătoare să vedeți ce rezultate vor face și anul acesta? Da, rezultatele au fost de excepție, chiar și școala online, cu toate neajunsurile ei, însă acum chiar plecăm așa la drum cu forțe noi și suntem convinși că vom avea rezultate minunate, pentru că avem aici copii minunați, cu dor de școală. Cu multă emoție, bucurie, tot acest lucru minunat, aceste festivități au fost antrenate de o trupă de artiști. Vreau să ne spuneți cum au fost festivitățile. Noi ne-am pregătit foarte, foarte, foarte. Să facem cunoștință cu voi, sunteți... Eu sunt Rița Marița Clovnița. Așa. Și îmi place foarte, foarte, foarte mult să fac sport, 5 minute de mișcare pentru copii. Și prietenele mele Ici, salutare. Iar eu sunt Rici și îmi plac foarte mult jocurile, îmi place să concurez și să mă distrez. Și eu sunt colorit și mie îmi place. Și și bunicuța să spună povești. Bunicuța, sunt responsabilă cu poveștile și cu voia bună. Și nepoții au fost cuminți? Au fost cei mai cuminți, cei mai cuminți. Iar când e vorba de muzică? Super DJ, vine, bineînțeles, super DJ și pune muzică, mixăm toți împreună și ne distrăm cu toți copiii. Eu zic așa, să creăm un moment acum pentru toți telespectatorii Canal D, pentru că au fost festivități altfel. Hai să facem un pic de mișcare și de bucurie. Pentru copii, exact, să facem 5 minute de mișcare pe zi, cel puțin, și avem un super spectacol! Marca colorii! Ceapă mișcarea! Facem un pic de mișcare toți, să ne antrenăm! După ce au cheltuit o avere pentru haine și rechizite, părinții au scos alți bani din buzunare azi de dimineață. Florile s-au scumpit brusc înainte de prima zi de școală, mai ales că față de anul trecut autoritățile nu au mai interzis această tradiție de început de an școlar. Suntem într-o piață centrală de flori din Timișoara. Cu o oră înainte de începerea cursurilor în școli, este forfotă printre standurile de flori. Florută. Pentru cine? Pentru școală, pentru doamna dirigintă. Aveți un buget anume? 100 de lei, să zicem, le încadrăm așa. Ce ți-ai dorit, trandafir sau altceva? Ceva trandafir frumos colorat. În topul preferințelor sunt trandafirii, al căror preț este 8 lei astăzi și nu 7 ca până acum. Dar nici pentru buchete prețurile n-au rămas aceleași la început de an școlar. Un buchet costă astăzi cel puțin 50 de lei. Când cresc prețurile, cresc la toate. Cam cu cât în medie crește? Cam cu cât a crescut în ultimul timp, cam cu 10%, eu, cam așa, 8-10%. Mai cumpără lumea flori ca altădată? Cumpără lumea flori, numai că... Nu mai cumpără 11 trandafiri, cumpără numai 5, sau cine cumpără 5, ia 1, cam așa. Pentru cine ați cumpărat? Pentru doamna dirigintă. În ce clasă ești? Clasa 9. Doar un fir de trandafir, n-ai vrut un buchet? Nu, pentru că oricum se va ofili. Și suficient un fir? Da, da, gestul contează. Am venit să ia flori, că ia din bănuțul ei că a muncit perioada de vacanță și acum... Să nu se meargă mâna goală, mai ales faptul că nu se cunosc, o atenție. Dacă înainte un fir de hortensie costa 40 de lei, acum este 50 de lei. Un fir de crin imperial se vinde cu 15 lei față de 10 lei, iar bujorii sunt între 15 și 20 de lei firul. Părinții însă nu mai țin cont. Ați văzut, s-au mai scumpit. Vă orientați la un buchet mai mic sau...
Nu neapărat, să fie frumos. Pentru doamna dirigintă, un buchețel simplu, de început de an, începe în clasa noua. Cât ați plătit? 25 de lei. Astăzi, aproape 3 milioane de elevi revin în bănci la cursuri, însă, în funcție de scenariile pandemiei și de rata de infectare din localitate, unii vor rămâne acasă în învățământul online. Pentru un elev, școala nu începe în bănci, ci în stradă. Un protest este anunțat să înceapă la ora 13 în Piața Victoriei din capitală. Asociațiile care îi reprezintă pe elevi reclamă mai multe nereguli în sistemul educațional și cer măsuri clare de modernizare a școlii românești. Gabriela Ghizel, colega mea, vine cu detalii în direct. Bună, Gabi! Au început să se strângă elevii? Bună ziua, Ilinca, bun găsit tuturor. Ușor, ușor au început să se strângă aici în fața guvernului câțiva elevi, iar asociațiile care le reprezintă interesele spun că în jurul orei 13 sunt așteptați să se strângă aici circa 500 de elevi. Aceștia sunt nemulțumiți de condițiile actuale în care se desfășoară procesul de învățământ și spun ei că au câteva revendicări clare, dintre care voi da și eu câteva exemple: creșterea numărului de consilieri școlari, creșterea burselor și actualizarea planurilor cadru. Protestul vine pe fondul în care 250 de școli din țară nu îndeplinesc nici până în acest moment condițiile minime sanitare de funcționare, iar alte 18 școli nu au fost gata cu lucrările de reparații pentru a-și putea primi elevii în prima zi de școală. Să nu uităm că avem încă un început de an școlar în context pandemic. De data aceasta toate școlile încep cu prezență fizică până la rata de infectare de 6 la 1000 de locuitori și în acest context 2400 de elevi nu au putut fi prezenți astăzi pentru că localitățile lor se află în carantină. De asemenea, măștile de protecție sunt în continuare obligatorii în toate spațiile închise, cu excepția sălilor de sport, până la rata de infectare de 2 la 1000. Deocamdată acestea au fost informațiile. Ilinca, înapoi la tine. Săptămâna aceasta, planeta Marte începe tranzitul prin semnul balanței, iar vibrația săptămânii este cifra 9 și ne aduce o nouă etapă în viața noastră, plină de speranță și gânduri pozitive. Iată ce ne-au pregătit astrele. În această săptămână, planeta Marte, planeta acțiunii, își începe tranzitul în semnul balanță. Sunteți indeciși cu privire la modul în care acționați. Ascultați-vă intuiția, priviți din mai multe puncte de vedere și apoi puteți să acționați și, bineînțeles, să vă bifați toate obiectivele. Berbecii sunt concentrați să aducă armonie și pace în viața de cuplu. Dezbateri și discuții care ar putea să vă scoată din zona de confort, însă vă folosiți farmecul pentru a vă atinge obiectivele. Taurii au putere de muncă, construiesc și reușesc pe tot ce înseamnă sectorul muncii. Este important să vă îngrijiți un pic și de sănătate. Gemenii reușesc să-și îmbunătățească viața de cuplu. Aduceți mai multă atenție în relația cu partenerii, dar și cu copiii. În această săptămână, racii vor acorda o atenție deosebită sănătății și îmbunătățirii confortului casei. Sunteți un pic geloși și uneori posesiv, lucru care se resimte în relația voastră. Leii au o atitudine pozitivă și mă lipsesc pe cei din jur cu speranță și voie bună. Financiar, lucrurile stau din ce în ce mai bine, proiecte îndrăsnețe, mai multă atenție la detaliile de zi cu zi din viața voastră. Fecioarele sunt mândre cu realizările de care au parte în această săptămână. Realizați de asemenea liste, vă organizați, sunteți eficiente și reușiți să rezolvați la timp toate problemele care apar. O săptămână plină de provocări pentru balanțe. Este important să gestionați cu atenție emoțiile voastre, deoarece vă îndreptați către o criză emoțională. Scorpionii sunt magnetici, puternici și reușesc să atragă atenția persoanelor de sex opus. Este timpul pentru aventură, pasiune, sentimente intense, amantlăcuri. Atenție, în schimb, cu nevoia de solitudine. Săgetătorii își organizează viața profesională în mod conștient și reușesc să-și aducă în față
acasă toate talentele și toate calitățile. Sunteți apreciați de șefii voștri. Capricornii muncesc foarte mult în această săptămână și cunosc oameni importanți, oameni bogați, alături de care pot crește și pot evolua. Vărsătorii sunt deschiși să exploreze zone noi. Sunteți aventurieri în această săptămână și învățați cu ușurință o mulțime de lucruri. Peștii gestionează cu atenție zona cuplului. Aveți încredere oarbă în partenerii voștri, însă există posibilitatea să fiți dezamăgiți. Vibrația săptămânii este nouă, o energie puternică care ne ajută să închidem anumite capitole din viața noastră. Se termină o etapă și începe una nouă în care îmbrățișăm pozitivitatea și speranța. Fiți mai buni, optimiști și, bineînțeles, deschiși noilor activități care ar putea să vă producă mai multă plăcere. A renunțat la munca dintr-o corporație și la viața din capitală și s-a mutat la sute de kilometri distanță. Acum are propria afacere cu ciocolată și se bucură de succes pe piața dulciurilor. După mai bine de 20 de ani lucrați în corporate banking, Oana Crângașu a lăsat totul în urmă ca să-și urmeze visurile și a deschis propria afacere, un atelier de ciocolată artizanală. Deci chiar o fac manual. Există și echipamente, dar acum fac niște bomboane de ciocolată vegană cu chili și piper roz. Vegană înseamnă că nu există ingrediente de origine animală. A investit 15.000 de euro și deocamdată ea însăși este singurul său angajat. La început mi-a fost un pic mai greu ca să identific această nișă și pentru că dintotdeauna am fost preocupată de zona gastronomică, producția de ciocolată artizanală mi s-a părut o alegere bună. Oana nu produce ciocolată în cantități mari, astfel că are o relație foarte apropiată cu toți clienții ei. Pe viitor însă își propune să-și extindă afacerea și să mărească echipa. A avut parte de o vară plină cu proiecte interesante și călătorii minunate. Alexandra Ungureanu, artistă și marea câștigătoare a emisiunii Brava Stil Celebrities, sezonul 6, este alături de mine în studio. Bună, Alexandra, avem multe de vorbit. Spune-mi cum a fost vara 2021 pentru tine. Bine te-am găsit. A fost frumos. Încă n-am apucat să-mi fac toate nebuniile ce obțin în materie de călătorii. Cine se plictisește sau se satură vreodată de călătorit? Mai ales că eu nu am reușit să ies din țară de dinainte de pandemie, dacă stau bine să mă gândesc, da, în scop de vacanță. Am fost prin țară, din fericire. Sunt o grămadă de locuri foarte faine și se tot deschid locuri foarte ofertante pentru vacanțele în România, pentru că sunt de-a dreptul experiențe, nu mai sunt cazare cu pat și masă cum era înainte. Sunt locații făcute în zone superbe unde ai view de când te trezești și bei cafeaua. Câteva zone din România care te-au lăsat fără răsflare? Majoritatea se găsesc în Ardeal, în Maramureș, uite, în zona Clujului, în zona Baia Mare, pe lângă Baia Mare, unde am fost în iarnă. Acum, recent, am fost în județul Bihor, lângă Șuncuiuș. Apropo, la Șuncuiuș găsiți o bucată de plajă, e adevărat foarte mică, dar cu un view spectaculos, că zici că ești în Thailanda. Arată absolut genial. Lângă Șuncuiuș se găsește Bălnaca, un sat foarte pitoresc, în care se găsește și această Bălnaca Traditional Wooden House, o locație absolut genială, recent deschisă, pe care am avut bucuria să o pot vizita. Îți mulțumim pentru recomandări. Dar, Alexandra, vreau să te întreb, care din fostele concurente de la Bravo iStyle ai plecat într-o vacanță? Wow! Sunt foarte multe fete cu care am rămas în relații foarte bune. Uite, cu Teo Rose mă înțeleg super bine, am fost la ziua de naștere. Teo Rose este foarte ocupată, nu ar avea timp să meargă în vacanțe. Asta știu sigur, cu Teo Rose poate o să fac o piesă. În vacanță sigur nu apuc anul ăsta. Dacă vreau, uite, Dea Codrea a rămas însărcinată, trebuie să nască. Cu ea m-am înțeles bine, nici o cafea n-am apucat să bem de când s-a terminat Bravo. Știi cu cine aș pleca? Cu Raluca Tănase. Ne înțelegem super bine, suntem amândouă capricoarne, de câte ori ne întâlnim nu epuizăm subiectele de discuție. Raluca, ne-ar face bine o vacanță împreună, de 2-3 zile măcar.
hai să mergem. Și tu ești foarte ocupată, ești implicată în proiectul online Duet cu Alexandra. Am să te rog să ne dai câteva informații așa din culise, ce se întâmplă? Wow, ce-mi place, îmi place la nebunie proiectul ăsta. Am început cu foarte, foarte mare emoții pentru că nu știam cum o să mă descurc. Deja, dincolo de a fi artist, m-am regăsit în postura de host. De asta am ales să încep filmările cu artiști pe care îi cunosc de multă vreme și cu care puteam lega dialogul foarte feresc în ciuda emoțiilor pe care le-am avut. Așa au fost Florian Rus, Cheo, Paula Selling, Amna, Andia. Sunt artiști pe care îi admir, dincolo de faptul că sunt foarte apropiați. Avem emoții, ce obțin colegii mei din band, au emoții de fiecare dată înainte să vină artiștii și să începem să repetăm cu ei, pentru că noi nu apucăm să ne vedem înainte. Și asta e partea interesantă, că se nasc foarte multe chestii spontane. Ne amintim chiar în timpul registrării de tot felul de momente pe care poate le-am trăit împreună și n-am stat să vorbim despre ele sau despre piese care ne plac. Despre... O piesă care îmi place mie foarte mult este Vreau să te uit. Okay. E plină de emoții, are succes și în spate are o poveste inspirată din viața ta. Ai vorbit recent despre relațiile toxice. A, specialitatea casei. Ți s-a întâmplat să trăiești așa ceva? De foarte multe ori. Este, da, se pare că un pattern spre care mă îndrept. Nu știu de ce. Am hotărât la un dacă o să fac investigații în zona asta, pentru că în ultima vreme am tot ascultat podcastul ăsta cu psihologi și neuropsihologie și am înțeles că e de investigat acolo de ce te atrag un anumit gen de persoane cu care te atrage un anumit gen de persoane cu care ai foarte mare chimie, dar nu ai compatibilitate ca să duci relația pe termen lung. Și atunci când există pasiune foarte mare, ea se consumă așa într-un mod distrugător și în timp nu este foarte bine. Așa că am trecut prin asta, e normal să-mi doresc să cânt despre asta. M-am regăsit și poate de asta mi-am și ales piese care să surprindă, chiar dacă nu sunt scrise de mine, poveștile astea prin care am trecut și eu și mulți alții. Dar asta e, mergem înainte. Muzica vindecă, e și terapie. Și iată se nasc piese așa de faine cum este și cea mai recent lansată Vreau să te uit, despre care vorbești. Și mă pregătesc de multe alte surprize. Nici nu vrei, adică vrei să știi, dar nu pot să spun acum. Am niște surprize muzicale absolut geniale pentru toamna asta. Abia așteptăm să mai vii la noi în studio să ne prezinți noile proiecte. Îți mulțumim că ne-ai fost alături. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Nu uitați cele mai importante informații ale zilei, le găsiți pe site-ul nostru, știrilecanaldev.ro, unde aflați că un medic renumit spune că octombrie va fi o lună care va aduce 10.000 de cazuri de COVID-19 pe zi. Acolo aveți și informații despre cele 7 localități care au intrat în carantină după sezonul nunților, tot pe site. Aflați detalii despre sfârșitul tragic al unui român stabilit în Italia. Bărbatul a fost găsit înecat în mare. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753123133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Ilinca Obădescu. Să aveți o zi frumoasă! Astăzi vremea se menține frumoasă, iar pe alocuri e posibil să apară ploi scurte. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 31 de grade. În Muntenia cerul va fi variabil, iar vremea se încălzește simțitor. Se vor înregistra 28 de grade în Pitești și 29 în Târgoviște. În Transilvania avem parte de atmosferă variabilă. Vom avea parte și de soare, dar și de ploi. Termometrul va indica 24 de grade în Brașov, 27 de grade în Alba Iulia. În Moldova se anunță vreme plăcută cu soare, dar local e posibil să apară și ploi. Temperaturile maxime ajung la 26 de grade în Galați, 29 de grade în Focșani. În vestul țării, soarele va străluci cu putere și doar în unele părți cerul va fi variabil. Termometrul va indica 27 de grade în Reșița, 29 în Timișoara. În Oltenia, vremea se menține frumoasă cu temperaturi destul de ridicate. Vom avea 30 de grade în Craiova și 31 în Drobeta Turnu Severin. În Dobrogea avem parte de o zi călduroasă cu soare și temperaturi destul de ridicate. Se vor înregistra 25 de grade în Constanța, 27 în Tulcea.
La noapte, cerul va fi variabil în regiunile estice și mai mult senin în restul țării, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 18 grade. În capitală, vremea se menține frumoasă și călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, termometrele vor înregistra 29 de grade. La noapte, cerul va fi variabil, iar minima se va situa în jurul valorii de 13 grade. Mâine, vremea rămâne la fel de călduroasă pe teritoriul capitalei, cerul va fi senin, iar maxima va ajunge la 28 de grade. La munte cerul va fi variabil, vântul va sufla slab spre moderat cu intensificări de scurtă durată. Se vor înregistra 14 grade în Semenic și 25 de grade în Brașov. Pe litoral, vremea va fi plăcută, iar cerul variabil. Se vor înregistra 22 de grade în Vama Veche și 25 în Constanța. Apa mării va avea valori cuprinse între 25 și 27 de grade.